Mihail Vaculovski. În primul rând, trebuie să spun că am respectat cu strictețe condițiile carantinei din cauza pandemiei. Am stat izolați în casă și am privit pe fereastră bătrânii care se plimbau liniștiți pe afară, tot ținându-se de mână, vorba lui Minulescu. Bătrânii pe care îi protejam noi stând în casă. Am ieșit foarte rar, doar de 2 sau 3 ori în toată perioada aceea, până la cel mai îndepărtat și mare supermarket de la marginea orașului, unde eram numai noi și vânzătorii. N-ar fi trebuit să fie foarte greu pentru mine, pentru că cele mai plăcute ocupații ale mele sunt scrisul și cititul. Cu toate astea, o perioadă nici n-am putut să citesc, de scris și tradus nici nu se putea pune problema. Mă apăsa mai ales faptul că nu puteam să o ajut cu nimic pe mama, care e în altă țară, printre bețiri prietenoși care nu cred în existența coronavirusului, și sar să te îmbrățișeze, să te pupe și te roagă să bei cu ei, altfel nu-i respecti. Să zic ei că dacă nu bei, nu mă respecti. Încetul cu încetul am început să citesc, noroc cu Eugeniu Ionescu, care m-a făcut să trec peste starea aia de neputință. I-am citit toate cărțile de teatru, apoi am putut să citesc și poezie și proză. Și am văzut și foarte multe filme și piese de teatru în carantină. Teatrele din România și din Republica Moldova au arătat gratuit, au postat gratuit pe internet multe dintre piesele lor. Am văzut, la început îi urmăream intens, după aceea tot mai rar, dar citeam tot mai mult. În carantină, scriitorii se împărțiseră în două tabere, unii în frunte cu vodolari când spuneau că vom ieși din această carantină schimbați și nimic nu va mai fi la fel, alții în frunte cu Welbeck spuneau că totul va fi la fel. Eu, care lucrez într-o librărie cu oameni, adică vă mă spălisesc că totul este exact la fel ca înainte de carantină, oamenii intră fără măști, dacă e rog să-și pune masca și maximum să treacă sub nas, se supără foarte tare. Caracteristică pentru români, mi se pare o fază povestită de Mihnea Pretariu în perioada carantinei, vocalistul Lumea Mare. În centrul Clujului erau doar 2 mașini, prima aștepta la roșu și cealaltă din spate îl claxona pe ăla din față foarte nervos, deși toate drumurile și pe dreapta și pe stânga erau libere, putea să încalce el regula fără să încalce și cel dinainte. Ăsta din spate o claxona foarte, foarte nervos. Mi se pare o întâmplare simbol pentru carantină și pentru români în general.